22 de mumii aparținând unor regi și regine ale Egiptului antic au fost mutate sâmbătă din vechiul muzeu din Cairo la sediul Muzeului Național al Civilizației Egiptene într-o procesiune denumită Parada de Aur a Faraonilor. Evenimentul a fost unul cu adevărat special, gândit, spun surse neoficiale, să prevină blestemul faraonilor. Mii de egipteni s-au adunat să vadă Parada de Aur a Faraonilor, procesiune istorică a mumiilor care aparțin unor faimoși regi și regine. După mai bine de un secol, sarcofagele au fost mutate de la muzeul din Cairo la sediul Muzeului Național al Civilizației Egiptene. Mumiile au fost transportate în care decorate în stil faraonic și pe care a fost inscripționat numele fiecărui suveran. Total 22 de mumii regale, dintre care 18 ale unor regi și 4 ale unor regine,
au fost transportate până la sediul Muzeului Național al Civilizației Egiptene, un traseu de 5 km ce a durat 40 de minute. Au fost transportate în ordine cronologică, fiecare într-un car decorat în stil faraonic ce purta numele respectivului suveran. Procesiunea a fost deschisă de faraonul Sekhenete Ta din dinastia 17-a, iar ultimul a fost Ramses al IX-lea din a 20-a dinastie. Mai bine cunoscuți publicului larg, Ramses al II-lea și Hatshepsut au făcut de asemenea parte din parada de aur a faraonilor. Autoritățile au pus în scenă un adevărat spectacol în speranța că vor atrage turiști, de care au dus lipsă în ultimul an. În frunte cu tinere îmbrăcate în haine tradiționale și însoțit de faimoasele care egiptene, alaiul a plecat de la Muzeul Egiptului, a șerpuit de-a lungul Nilului și s-a îndreptat către Muzeul Național al Civilizației Egiptene, recent inaugurat. Cele 22 de mumii păstrate în sarcofage au fost așezate în cutii speciale, temperatura controlată permanent și umplute cu azot, fiind transportate în camioane decorate cu aripi și hieroglife. Aceste vehicule au fost modificate în așa fel încât să semene cu anticele barje folosite pe vremea faraonilor pentru a-i conduce pe cei decedați pe ultimul drum. Parada, ce a costat milioane de dolari, a fost organizată pentru a revigora sectorul turistic grav afectat de revoluția din 2011 și de tensiunile politice ce au urmat, dar și de pandemia COVID. În noua reședință, mumiile vor fi depozitate în cutii mai moderne. Controlul temperaturii și umidității va fi chiar mai bun decât în vechiul muzeu, a declarat Salima Ikram, profesor de egiptologie la Universitatea Americană din Cairo. Cele 22 de mumii vor fi expuse publicului larg timp de 15 zile după paradă. Acestea vor fi prezentate individual alături de sarcofagele lor, într-un decor care va aminti de mormintele subterane ale regilor și vor fi însoțite de o biografie.
Autoritățile egiptene spun că în felul acesta își arată respectul față de istoria țării, însă tot mai multă lume vorbește de o încercare de a fi alungat așa numitul blestem al faraonilor. Folosind un hashtag în arabă ce se traduce prin blestemul faraonilor, numeroși internauți au asociat recentele dezastre din Egipt cu un blestem care ar fi provocat demutarea mumiilor faraonilor. Egiptul a fost de altfel scena mai multor dezastre în ultima vreme. Spre exemplu, 25 de oameni au murit după prăbușirea unui mobil în Cairo, iar alte 18 persoane au pierit într-un accident feroviar. Iar cel mai recent exemplu este blocarea canalului Suez-Donava Container.